La această sărbătoare o să privim în Scriptură la capitolele 8, 9 și 10 din Cartea Faptele Apostolilor. At this celebration this morning we'll be looking at Acts chapter 8, 9 and 10. Nu o să citim pasajele acestea pentru că sunt prea lungi. We'll not read the whole full capacity of these passages because they are long. Ele sunt foarte bine cunoscute de cititorii Bibliei. But they are very well known for those that read the Bible. Pentru necititorii frecvenți, o să spun două, trei vorbe de introducere. For those that haven't heard these passages before, allow me to say a couple of words of introduction. Fiecare dintre aceste trei pasaje vorbesc despre trei mari bărbați. Three of these passages speak about great men of God. În capitolul 8 este vorba despre un ministru de finanțe al Etiopiei. In chapter 8, the Bible talks about a man that was a minister in Ethiopia of finances. Ca toți etiopienii și el avea religia lui. And just like all the other Ethiopians, he had his own religion. Însă a venit un moment în viața lui când a ales în mod voluntar să se îndrepte spre altceva. But there came a moment in his life where he voluntarily turned his attention to follow someone else. A auzit că în Ierusalim este un mare templu al evreilor. He heard that in Jerusalem there was a major temple that the Jewish people were going to. A făcut o călătorie foarte lungă de aproximativ 2600 de kilometri. And he made a long journey, approximately 2600 kilometers. Și s-a dus până acolo într-un car mânat de un slujitor. And then he went there as he was traveling in a caravan and met another man of God. Acolo a avut o experiență care i-a schimbat viața. And there he had an experience that radically changed his life. Iar această schimbare se numește convertirea ministrului Etiopiei. And this change that he experienced was the conversion of this Ethiopian man. Capitolul următor cu numărul 9. And in the following chapter, chapter 9, vorbește despre un alt mare bărbat. Speaks of another great man. El era evreu. He was a Hebrew. El ținea religia evreilor. And he was withholding that religion. El făcea parte din cei 50 de bărbați care erau consiliul religios ce conduceau țara. And he was part of the main board at that time, the leaders that were leading the nation. Era un om extrem de pasionat pentru religia poporului lui. And he was a man that was greatly loved his religion and followed it. Aproape legalist. Almost legalistic. El a intrat în legătură cu creștinii, creștinism care tocmai începuse la momentul acela. And he came into contact with Christianity that had just begun at that time. Și a ales ca să persecute religia creștină. And he chose to persecute the Christians. Tocmai pentru misiunea aceasta a mers în Siria, în Damasc, în capitala Siriei, pentru ca să anihileze, să oprească mișcarea creștină care se năștea și creștea și acolo. And so this man had traveled to certain cities of Damascus to go to inhibit the growth of Christianity at that time. Un astfel de om trebuia să fie un om foarte autoritar, un om foarte dur și puternic. This type of man needed to be an authoritative man, a strong, maybe even a cruel man. Avea un certificat eliberat de consiliul care conducea țara. And he had a certificate from the leaders of the nation. Și era însoțit de un grup de armată. And he was alongside of him came an army of men. Urma să manifeste violență, să persecute și să închidă oamenii aceia. And he went to manifest violence against the Christians and stop the movement. Pe drum însă a avut o experiență spirituală. But then on this road there was a spiritual encounter that had happened. Nu un om, ci Dumnezeu pur și simplu i s-a arătat în mod fizic, material. And not a man, but Jesus in his personhood showed himself before him. Această arătare supranaturală se numește în limbaj teologic teofanie, de la teos și phanos, adică fotografia, vederea fizică a lui Dumnezeu. And this type of showing of God, that is the person in Jesus, is what theologians call a theophany, that is where Jesus reveals himself to people. Și Dumnezeu i-a pus o întrebare care pur și simplu expunea scopul misiunii lui. And God put before him a question that was calling to his mission. Acest om credea că face un serviciu pentru Dumnezeu. This man thought that he was doing a service for God. Credea că religia lui este singura religie adevărată. He thought that his religion was the only true religion. Și se lupta să o impună. And he fought to impute this on others. În arătarea aceea dumnezeiască, Dumnezeu i-a pus următoarea întrebare. But then Jesus shows himself before him and he asks him the following question. Saule, pentru ce mă persecuți? He says, Saul, why do you persecute me? Omul ăsta nu și-a putut da seama că el, manifestând religia lui, îl persecută pe Dumnezeu. Există posibilitatea să ai o religie care îl persecută pe Dumnezeu?
Is it possible for us to have a religion that persecutes God? Din întrebarea lui Dumnezeu înțelegem că da. From the question that Jesus asks here, the answer is yes. Omul acesta a trăit acolo o experiență incredibilă. This man experienced an incredible encounter. A rămas orb. He remained blind. A mers în oraș. He went into the city. Alții l-au dus de mână. Others went alongside of him. Acolo a avut o întâlnire cu un om al lui Dumnezeu. And there he met another man of God. Și în experiența aceasta el s-a convertit. And in this experience he converted. A converti înseamnă a schimba. To convert means to change. Dacă mergem într-o altă țară unde nu se folosesc dolari, atunci schimbăm din dolari în moneda țării respective. When we travel to another country where the US dollar is not being used, we exchange it for the monetary value that is used there. Asta înseamnă a converti. And so this is what it means to convert. Omul acesta s-a schimbat. And this man changed. Nu și-a schimbat hainele. He didn't change his clothes. Nu și-a schimbat meseria. He didn't change his profession. Și-a schimbat inima. But he changed his heart. Valorile. And the values, prioritățile, his priorities, stilul de viață. And his lifestyle. Capitolul următor cu numărul 10, and in the following chapter, chapter 10, vorbește despre un ofițer. It talks about an officer. Un ofițer de carieră, de armată. He was a man of the career in the army. Vă mai aduceți aminte de capitolul 8? Era vorba de un ministru de finanțe din Etiopia. Remember that we're talking in chapter 8 about a minister, an Ethiopian minister of finance. Vă mai aduceți aminte de capitolul 9? Era vorba despre un senator al consiliului ce conducea Israelul. And in chapter 9 we hear about this man that was a senator who was leading the nation of Israel. Al treilea bărbat este un ofițer. And this third man is an officer. Are un număr mare de soldați. He has a large army that surrounds him. Și este mandatat cu autoritate să meargă în Israel și să mențină pacea și ordinea. And he's mandated to go in Israel and to keep the peace. Se așează undeva pe malul Mediteranei. And so one day we find that he is on the Mediterranean. El nu era evreu. He was not Hebrew. El era roman. He was Roman. Însă omul acesta avea o moralitate deosebită. But this man had an incredible morality. Biblia explică faptul că era foarte generos. The Bible says that he was very generous. Foarte integru. He was an integral person. Era un om de familie. He was a family person. Un om care îi respecta pe oameni. And a person that respected people. Și Dumnezeu îi se descoperă și lui. And God reveals himself to this man. În vis. In a dream. Un înger vine la el în vis și îi spune ce să facă. And an angel comes to this man's dream and tells him what he ought to do. Și îi spune: omule, am văzut stilul tău de viață prin care vrei să îl cinstești pe Dumnezeu. And the angel said, I see you how you're acting, how you want to honor God. Însă mai sunt lucruri pe care tu trebuie să le știi. But there are a couple things that you need to know. Și trebuie să trimiți un soldat. And you need to send the soldier. Pentru ca să-l aducă pe apostolul Petru și acesta îți va spune ce trebuie să faci mai mult. To bring the apostle Peter and he will tell you what you need to do from there. Petru a venit. Peter came. Ofițerul și-a adunat toată familia. And the officer, he brought all his family together. Familia lui lărgită. All of his large family. I-a spus: bun venit apostolului. And he said, welcome to the pastor. Și a spus: omule, spune-ne de ce Dumnezeu te-a trimis aici. And he said, why don't you tell us why God sent you to us, to our family? Și Petru a început să predice. And the apostle Peter began to preach. A vorbit despre Isus. And he spoke about Jesus. Despre singurul mântuitor care iartă păcatele oamenilor. Of the single savior that saves humanity of its sins. Dacă avem un accident cu mașina, o putem repara. If we have an accident with our car, we can fix that issue. Sau dacă este damage total, atunci o să ne luăm o altă mașină. And if it's completely damaged, we can buy another vehicle. Dacă ni se rup hainele, atunci ne cumpărăm altele. If our clothes rip, we can buy other clothing. Dacă se strică casa, o reparăm. If our house breaks, we can fix it. Dacă se strică ceva în trupul nostru, mergem la doctor și ne fixează. If something in our body hurts, we go to the doctors and they fix it. Însă atunci când se întâmplă ceva înăuntru, but when something happens on the inside, când Dumnezeu se supără pe noi, that is when God looks at us, când sfințenia sa este ofensată, when his holiness is an offense, când justiția sa este provocată, and his justice is provocated in our lives, când sentimentul de vinovăție devine foarte apăsător, and we feel the burden of sin in our lives, atunci când realizezi că ești un om murdar, when you realize that you're a dirty person, nu în comparație cu alți oameni, not in comparison with another person, ci în comparație cu omul pe care Dumnezeu se aștepta să fii.
But in comparison with whom God expects you to be, that type of an individual. Primul lucru care se întâmplă, îți pierzi liniștea. And so the first thing that happens is you lose that restfulness in your soul. Simți cum Dumnezeu se uită supărat la tine. And you feel how God is looking at you upset. Și te gândești ce motive am să-L supăr pe Dumnezeu. And then you think about what motives do I have for God to be upset with me? Mi-a dat atâția ani. He's given me all these years. M-a binecuvântat. He has blessed me. Mi-a dat familie. He has given me a family. Mi-a dat sănătate. He has given me health. Am fost bolnav și m-am întors acasă din nou și din nou. I was sick and many times I was able to come back home. Ce motive am ca să-L supăr pe Dumnezeu? So what motives do I have to upset God? Și atunci când accidental sau intenționat încep să citești Biblia și mai ales Noul Testament, and then when you begin to read the scriptures, especially in the New Testament, treci dincolo de religie și înțelegi că la mijloc este vorba de o relație frântă. Este vorba de o trădare. We're talking about someone that has not been faithful. Este vorba de infidelitate. It's about infidelity. Este vorba de lipsă de loialitate. It's about not being loyal. Este vorba de oportunism. And being opportunistic. Cineva care primește de la Dumnezeu ani de zile, we're people that have always received from God, sănătate, health, dreptul să calce pe planeta lui Dumnezeu, and the right to step on the world, dreptul să respire aerul făcut de Dumnezeu, the right for us to breathe what was created by God, dreptul să treacă prin anii, lunile și zilele pe care le-a dat Dumnezeu, and for us to go throughout the years, the days that God has given us, fără ca să se simtă vreun pic responsabil față de acest Dumnezeu generos. Without us being responsible to a generous God. Când oamenii reușesc să treacă dincolo de religie, when people begin to go beyond religion, de biserici, of churches, de pastori, of pastors, și să se vadă în fața lui Dumnezeu. And to see themselves before the face of God. Dintr-o dată lucrurile se complică. All of a sudden things are complicated. Eu pot să găsesc defecte în biserica asta. I can find defectiveness in this church. Eu pot să găsesc greșeli în pastorul acesta. I can find a fault in this pastor. Eu am motive să critic orice instituție de pe pământ, pentru că nimic nu e perfect în lumea muritorilor. And I have motives to critique all kinds of institutions in this world because nothing is perfect in this world. Dar ce aș putea să critic la Dumnezeu? Cu ce mi-a greșit? Ce a fost dator să-mi dea și nu mi-a dat? Cu ce l-am plătit să-mi facă un serviciu și nu mi l-a făcut? Când omul ajunge în punctul acesta, se accentuează sentimentul de vinovăție. We automatically understand that we are there's a blame in our lives. Și omul începe să caute o soluție. And man begins to find a reason, a solution. Soluția se numește restaurarea. And so the solution is called restoration. Iertarea. Forgiveness. Mântuirea. Salvation. Aceasta este soluția. This is the solution. Problema este a noastră. The problem is ours. Și este la noi. And it is in us. Soluția este a lui Dumnezeu. But the solution is God's. Și este la El. And it is at Him. El are o soluție pentru toți oamenii. For all people. Numai că omul trebuie să o ceară. But man needs to ask for the solution. Trebuie să o caute. Needs to seek for it. Cei trei bărbați despre care am vorbit în introducere, these three men that we spoke about in the introduction, au fost trei astfel de oameni. Were three types of people like this. Primul era un etiopian, un ministru foarte ocupat, care avea religia lui. The first was an Ethiopian that was very busy and he had his own religion. Se închina la idolii lui. He was worshiping his own idols. Idoli făcuți cu mâna. Idols that were created by hand. Un idol nu e viu. An idol is not alive. Nu are suflet. It doesn't have a soul. N-are minte. It has no mind. Nu vorbește. It doesn't talk. Și nu te poate ajuta. And he cannot, and it cannot help you. Este sculptat. It is sculpted. Pictat sau desenat. It is painted or drawn. Și omul acesta la un moment dat s-a trezit. But this man one day he woke up. Un om citit. And a man that was a read individual. Un intelectual. Intellectual individual. Un bogat sătul de bani. And a man full of money. O poziție foarte sus
în guvernul Etiopiei. Și la un moment dat s-a văzut în fața lui Dumnezeu. Și și-a dat seama că el are nevoie de un Dumnezeu viu care să audă. Care să vadă. Și care să-l poată ajuta mișcându-l dintr-un loc în altul. Un idol nu te poate muta dintr-un loc în altul, dar tu îl poți muta pe el dintr-un loc în altul. An idol cannot move you place to place, but you can take that individual idol and move it wherever you want. Și atunci omul ăsta și-a făcut un plan. And so this man began to make a plan. Și a spus, trebuie să ajung la Ierusalim. And he said, I need to get to Jerusalem. Am înțeles că Dumnezeul acelui popor e un Dumnezeu viu. Because I understand that the God of that nation is alive. Nu e un idol. He's not an idol. Nu-i făcut de om, ci omul e făcut de el. He is not made of man, but God created man. Și a luat un slujitor. And so he took another servant with him. S-au urcat amândoi într-o căruță și au plecat la Ierusalim. And he came into a caravan and made his way to Jerusalem. Dar unde să-l cauți tu pe Dumnezeu? But where can you find? Where do you start to look for God? Dacă m-a căutat pe mine, unde m-a căutat? If you would seek to find me, where would you find me? Probabil că acasă. Probably home. Ei, omul ăsta s-a dus acasă la Dumnezeu. And so this man went to go see God where he was at. Dumnezeu are pe pământ o casă. God on this earth has a home. Este o reprezentare materială a unui Dumnezeu imaterial. It is a materialistic representation of an immaterial God. Este o reprezentare vizibilă a unui Dumnezeu invizibil. And it is a visible representation of the invisible God. Și omul acesta s-a dus la Ierusalim. And this man went to Jerusalem. La casa lui Dumnezeu. To the house of God. Observați care a fost planul lui. Observe what his plan was. Să meargă la casa lui Dumnezeu. To go to the house of God. Apoi el a știut că evreii au o carte care conține revelație supranaturală de la Dumnezeu. Și omul acesta a cumpărat o carte a lui Dumnezeu de la librăria templului. And so this man purchased a book from the library there in Jerusalem. Tot ce a făcut în proiectul ăsta avea legătură cu Dumnezeu. Wanted to do in this project was to find God. S-a dus la casa lui Dumnezeu. He went to the house of God. E adevărat, a fost pentru prima oară. It's true that he went there for the first time. Dar a venit vremea. But the time în sfârșit a venit vremea. Because finally the time. Probabil că îl chinuia de mult gândul ăsta. Probably he's been thinking about this for many years. Dar a spus, nu, am religia mea. But he said, I have my own religion. Nu, regina o să mă dea afară din minister. The queen is going to throw me from the ministerial position that I. Poporul acesta se va supăra pe mine că iau o altă religie. And this people is going to be upset at me that I'm going to take on a new religion. Și s-a detașat de gândul din inima lui. And so he detached that mindset from. Însă gândul acesta devenea dominant. And it became to be dominant in his heart. Și într-o zi n-a mai putut. And one day he couldn't stand it anymore. Probabil că uneori nu mai dormea noaptea. Probably he wanted to do and seek for more. Și a spus, nu mai pot, trebuie să mă duc. And he said, I cannot wait anymore, I need to go. Dar n-ai mai făcut asta niciodată. But you've never done this ever before. E adevărat, dar trebuie să fac asta acum. It's true, but I need to do this now. Dar tu ai religia ta. But you have your religion. Dar nu mai mă satisface. And nothing satisfies me about that current. E vorba religion. De un idol. Because it's an idol. Am nevoie de un Dumnezeu viu. But I need a God that is alive. Mă duc la Ierusalim. And so I'm going to go to Jerusalem. S-a dus la casa lui Dumnezeu. I'm going to go to the house of God. A cumpărat cartea lui Dumnezeu. To the word of God. Și aștepta să se întâmple ceva supranatural. El a auzit că Dumnezeul ăsta pe care îl caut acum nu-i mort. Nu-i un lemn. Nu-i o poză. Ci pur și simplu e o ființă vie. El a auzit că este etern. Că e infinit. Că are putere nelimitată. Și știe toate lucrurile. Și se aștepta ca acest Dumnezeu să facă ceva. S-a dus la casa lui Dumnezeu și a plecat. Dumnezeu n-a făcut nimic. A cumpărat cartea și a început să o citească pe drumul de săptămâni în șir spre casă. Și Dumnezeu n-a făcut nimic. Și omul ăsta nu știa ce să facă. A continuat să citească din carte. Și în timp ce citea, un bărbat a ajuns carul în care el era și a început să vorbească cu el. A man came to the caravan where he was at and began to tell him about what he was reading. Cu câteva zile în urmă, bărbatul acesta în vis primise de la Dumnezeu o poruncă. A couple of days earlier, this man who met the Ethiopian had a vision from the Lord. Du-te pe drumul din pustie. And God told him, go on to this desert road. Drumul de unde din Etiopia ajungi la Ierusalim. The road that is from Ethiopia to Jerusalem. Și vei întâlni un om. And you will meet a man. Și în sfârșit predicatorul a ajuns
carul cu omul respectiv. And the preacher finally caught up to this caravan. Și i-a pus o întrebare de introducere. And he put an introductory question. Domnule ministru, înțelegi ce citești? And he said, sir, Ethiopian minister, do you understand what you read? Predicatorul era un om simplu. The preacher was a simple man. Întrebarea lui n-a fost de bun simț. The question was not a very easy question. Dar el a fost un om simplu, direct și l-a întrebat cum a știut. But he was a simple man and he asked him a direct question. Interesant este că ministrul nu s-a ofensat. And it's interesting that the minister was not offended by this question. În general, oamenii care îl caută pe Dumnezeu se dezobișnuiesc să se ofenseze. Because people who seek the Lord are people that are not usually burdened by questions. Și spune, domnule, nu înțeleg. And this man says, I don't understand. Mă pricep la contabilitate, mă pricep la bani, dar nu mă pricep la treaba asta. I know how to do accounting, I know how to take care of finances, but I don't understand what's written here. Și a spus, vino aici lângă mine și explică-mi ce se întâmplă. And he said, why don't you come over here and tell me about what is written here? I-a luat mult timp acestui predicator, stând cu el probabil zile, dacă nu știm câte, ca să-i explice mesajul Evangheliei. El nu venea dintr-o denominație creștină. El avea o religie păgână. Cineva a trebuit să-l introducă în teologia Bibliei. Omul ăsta i-a vorbit de Iisus, care are mâinile străpunse, pentru că a murit. Because he died. A murit pentru ca oamenii să fie iertați. He died so that people can be saved. Zilele trecute eram cu cineva din biserică și mi-a arătat un mic video, and he showed me a small video unde un creștin a vrut să convertească un musulman. Where a Christian wanted to convert a Muslim. Musulmanul avea un restaurant. And this Muslim had a restaurant. Și creștinul s-a dus să cumpere mâncare. And went to this place to purchase food. Și în timp ce îi spunea despre mâncare, a început să-i predice de Iisus. And while they were talking about food, he began to tell that person about Jesus. Și a spus, Iisus este Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru tine. He said that Jesus is the Son of God and he died for you. Dar de ce a murit pentru mine? He said, why did he die for me? Dumnezeu l-a omorât pentru tine. God killed his son Jesus for you. Omul ăsta s-a speriat. And this man was afraid. Și a spus, dar eu n-am nevoie de un Dumnezeu care omoară pe cineva nevinovat. Said, I don't need a God that kills someone that is innocent. Ce fel de integritate are Dumnezeul ăsta de care tu îmi vorbești, al creștinilor, care își omoară singurul copil? What kind of Christian God, what kind of God of integrity is this kind of God that kills his only begotten son? Pentru niște străini. For a bunch of people that he does not. Pentru niște vinovați. For a bunch of people that are victims. Pentru niște păcătoși. Those that are sinful. Dacă eu aș fi copilul acelui Dumnezeu, aș fi foarte ofensat. If I was the child of this God, I would have been very offended by this. Ceea ce a făcut el e nedrept. Because what he did is unbelievable. El este un Dumnezeu abuziv. Because he's an abusive God. El este un Dumnezeu rău. He's a bad God. El omoară pe unul pentru altul. And he kills one for another. Du-te de aici cu Dumnezeul tău. Go live with your God from here. M-am gândit atunci. And I thought then. Că oamenii nu înțeleg dragostea lui Dumnezeu și o interpretează abuz, slăbiciune și greșeală. Dar lăsați-mă să citesc scrisoarea aceasta diferit. Cu câteva mii de ani în urmă, când oamenii au început să păcătuiască în fața lui Dumnezeu și să încalce consemnul de a rămâne copiii Domnului, Dumnezeu a spus, cine păcătuiește va trebui să fie pedepsit. God said, whoever sins will need to be punished. După cum legea de circulație spune că cine trece pe culoarea roșie a semaforului trebuie amendat. Just as the law says that those who pass over red need to be given a violation. Însă oricât de mare este amenda, noi uneori trecem pe roșu. But indifferent of how much that fee might cost us, we still can pass on sau, red. Sau trecem peste viteza legală. Or over the legal speed limit. Sau depășim unde nu e permis. Or we pass where we shouldn't be passing. Și trebuie să plătim o amendă. And we need to pay that violation. De ce? Why? Pentru că am încălcat legea care oferă libertate, siguranță. Because we stepped on a law that offers freedom and assurance. Ei bine, în vremea aceea când oamenii au început să păcătuiască, so time, people began to sin, pedeapsa pentru păcat este moartea. The wages of sin is death. Nu pentru două păcate, pentru unul. Not for two sins, but for one. Și atunci Dumnezeu a trebuit să-i omoare pe oameni. And so Jesus sent.
Însă Dumnezeu a făcut un plan ca să îi salveze pe oamenii care trebuia să îi omoare. And God made a plan to save those people that merited to die. Dar cât de bun trebuie să fie Dumnezeul acesta dacă eu merit să fiu pedepsit și el găsește un plan să mă scape? How good can this God be that knows that I merit the wages of sin is death, but he has a plan to save me? Există riscul să se compromită. There's a risk that he could have compromised. Dar el a făcut un plan legal. But he made a legal plan. Și le-a spus evreilor următorul lucru. And he told the Jewish people the following thing. Atunci când veți păcătui, that when you sin, să luați un animal, take an animal, să luați un miel, take a lamb, și să veniți cu el la templu, and bring it to the temple, să omorâți mielul, and kill that lamb there, și păcatul vostru va fi transferat asupra acelui animal care a fost omorât. And your sin will be transferred to that animal that was killed then and there in that place. Așa s-a introdus ceremonia mieilor nevinovați omorâți pentru oameni vinovați. And this is how the ceremony of innocent lambs began to take place to represent an innocent man that was. Au trecut sute de ani. And there are years that come to pass. Și a devenit cultură. And there was this became as a culture. Oamenii dacă păcătuiau, people if they sinned, dacă făceau lucruri nepermise, dacă treceau pe roșu la intersecția vieții, cumpărau un miel, dacă era cineva foarte sărac, îi trebuia un porumbel, o turturică, și omora animalul, iar el se întorcea acasă nevinovat. And then he would return home innocent. Amenda o plătea un animal nevinovat. Because that violation was paid by that innocent animal. Și a devenit cultură în Israel moartea înlocuitoare a unui nevinovat pentru cineva vinovat. And this became a cultural norm in Israel, that is, the innocent took the place of the person that was not innocent. După ce Hristos s-a întrupat prin Fecioara Maria, and so when Jesus came to humanity, și și-a început misiunea, and he began his mission, Ioan Botezătorul, care predica în pustie, John the Baptist, who was preaching in the desert, a văzut că printre mulțimea de oameni care vine să-i boteze, a venit și Iisus. He saw amongst the multitude that came to be baptized, he saw Jesus. S-a oprit și a făcut o afirmație cu voce tare. He stopped and made an affirmation with a loud voice. A îndreptat degetul spre Hristos și a spus: "Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii." And he looked and he said, "There is Jesus, the lamb that taketh the world of its sins." Toți evreii s-au uitat înspre acolo. And so all the Jewish people looked in that direction. Dar nu era un miel. But it wasn't a lamb. Era un om. There was a man. Însă Biblia îl numește pe acest om mielul lui Dumnezeu. And the Bible talks about this man as being the pentru că el a venit să intre în rolul unui sacrificat pentru un vinovat. Because he came to fulfill that role of the sacrifice. Dumnezeu a hotărât, God has allowed, să-și omoare propriul fiu, and God has chosen to kill his son Jesus, pentru ca noi să trăim. So that we can live. Propriul fiu nu putea fi omorât, că era fiul de Dumnezeu. That was his beloved son. Dar printr-un miracol a intrat într-o experiență umană. S-a întrupat, a devenit om carnal, întrupându-se printr-o fată necăsătorită. Și apoi el a fost omorât și moartea lui a fost moartea cu care trebuia să fiu omorât eu. Moartea cu care trebuia să fiu omorât Kyle, the death that Kyle should be responsible, Joshua, și fiecare dintre oamenii ăștia de aici. All of those that are here in the front. Dacă nu vă supărați, fiecare dintre oamenii de acolo. And if you would allow me as well, each and every single one of us here. Și de acolo. And at the balcony as well. Iisus a murit pentru ca eu să nu mai mor. Jesus died so that I don't need to die. El a mers la oficiul unde se plătesc amenzile. He went to the office where all those violations need to be paid. Și pentru că eu nu aveam bani să-mi plătesc amenda, and because I don't have that amount to pay that violation, el mi-a plătit-o. He paid it for me. Și acum poliția nu mai are nimic cu mine pentru că amenda mea e plătită. And now the police have nothing to do with me because those violations have been paid. E adevărat că n-am plătit-o eu. It's true that I didn't pay for it. Dar a fost plătită în contul meu. But it was paid in my account. A fost plătită în contul meu. It was paid in my account. Cineva s-a cheltuit pentru mine. Someone spent their time for me. În cazul de față, cineva a murit pentru mine. And in this case, someone died for me. Și când, revenind la ministrul etiopian, and then coming back to the Ethiopian minister, când omul acesta a înțeles această acțiune a lui Dumnezeu, a rămas copleșit. When this man understood the actions of what God had done in place of him,
He was overtaken. Dar cum poate un Dumnezeu să fie așa de bun? How can God be so good? Ca să găsească o soluție pentru ca să mă poată ierta. To find a solution to forgive me. Dacă există un astfel de Dumnezeu, eu aș vrea să-l cunosc. If there is this kind of a God, I want to know him. Aș vrea să mă închin înaintea lui. And I want to worship before him. Aș vrea să-l urmez restul vieții. And I want to follow him for the rest of my life. Eu am nevoie de un astfel de Dumnezeu care nu mă exploatează, nu mă manipulează. Because I need this type of a God who doesn't exploit me. Nu mă abandonează. He never abandons me. Un Dumnezeu care se îngrijește de mine. A God that takes care of me. Căruia îi pasă de mine și de starea mea. Și care are un plan de restaurare pentru viitorul meu. Eu trebuia să mor, dar El mi-a dat viață. Și moartea mea a pus-o pe altcineva și acel altcineva a murit. Dar nimeni nu vrea să facă asta pentru mine. Imaginați-vă că sunt condamnat la moarte. Care dintre dumneavoastră veni să-i spuneți judecătorului: lăsați-mă pe mine să mor în locul lui? Go before the judge and say, judge, let me die on behalf of. Probabil că nici soția și copiii mei nu fac asta. Not even my wife or my children would do this. Dar Iisus a făcut asta. But Jesus did this. Când accepți acest adevăr, when you accept this truth, un adevăr istoric de 2000 de ani, a historical truth pe care toate guvernele lumii îl acoperă în mod constant și continuu. Când înțelegi lucrurile astea, when I understand this thing, nu mai poți să fii liniștit niciodată. I cannot have any more rest. Până când nu începi să-l cauți. Because I want to find him and I want to know him. Să-l găsești. To find him. Și să-ți mărturisești toate păcatele. And to confess all your sins. Care te transformă într-un om vinovat. That will transform you to a person that is no longer. Și prin mărturisirea păcatelor, Dumnezeu te iartă în numele lui Iisus care a murit. And through the confession of your sins, you will be forgiven in the name of Jesus. Trei convertiri celebre. Three celebrity conversions. Una dintre ele e a ministrului din Etiopia. One of them of these Ethiopian ministers. Când omul ăsta a înțeles lucrul ăsta, when this man understood this, predicatorul i-a mai spus: după ce te convertești, după ce îl primești în inimă pe Iisus ca o decizie personală, tu trebuie să te botezi. The preacher told him that after now you have realized what God has done in your life, you need to be water baptized. După ce tu te căsătorești, after you get married, tu trebuie să faci nuntă. You need to make a wedding. Să faci o ceremonie publică. And to make a public ceremony. Și să spui: fata asta de astăzi înainte este soția mea. And to tell this girl that from here on out you're going to be my wife. O trec pe numele meu. I'm going to bring you on to my name. O să doarmă cu mine, o să mănânce cu mine, o să trăiască cu mine. And she will live with me, she will eat with me, she will be with me. Când ea va suferi, sufăr cu ea. And when she suffers, I will suffer. Când ea se va bucura, mă bucur cu ea. And when she is full of joy, când ea va plânge, plâng cu ea. And I will be with her. Voi deveni una cu ea. And I will be one with her. Va fi a mea și eu a ei. And I will be hers and she. E o ceremonie de angajament. It is a ceremony of a covenant. E o ceremonie publică care exprimă niște sentimente private. And a public ceremony that expresses some private issues. E o ceremonie vizibilă care exprimă o stare sufletească invizibilă. And a visible ceremony that shows what has taken place in my life. Când ministrul a auzit, a spus: predicatorule, uite apă. And when the minister heard this, he said, look, there is water here. Tu mi-ai vorbit despre importanța să-l primesc pe Iisus în inimă și apoi să mă botez. You told me the importance to know Jesus Christ and then to be baptized. Eu cred în Iisus chiar acum. And I believe in Jesus right now. Și eu sunt gata să mă botez chiar acum. And I'm ready to be water baptized. Spune-mi, fii sincer, ce mă împiedică? And he said, what is going to stop me and inhibit me from doing so? Este exact întrebarea lor. It is exactly their question. Vreau să-l primesc pe Iisus în inimă. I want to accept Jesus in my heart. Vreau să mă botez și să am viață veșnică. And I want to be water baptized. Ce mă împiedică? What can stop me? Absența credinței. The absence of faith. Dumnezeu este o ființă invizibilă și conexia cu El e prin credință. God is an invisible person and the connection with him is through faith. Eu îl văd pe Joshua, dar nu îl văd pe Dumnezeu. I see Joshua, but I don't see God. Joshua e din carne. Josh is out of flesh. Dumnezeu e spirit. But God is spirit. Spiritul nu e material, nu se vede. And spirit is not material, we cannot see. Omul ăsta are 6 punct, nu știu cât, în sfârșit are atâta, dar nu-i prea mare. And this young man is approximately 6 something and he is. Dumnezeu umple pământul. But God fills the earth. Are o existență spirituală în tot universul ăsta. He has an existence all over this world. Asta nu se poate vedea. This we cannot see. Dar se poate crede. But we can believe. Și omul ăsta a spus: cred.
And this man said, I believe. Mai există vreo altă cerință, condiție? Is there any other condition that I need to accept? Nu, domn ministru, dacă crezi, te poți boteza. And the preacher said, no. Dar ce trebuie să cred? What do I need? Să crezi că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, crezi? To believe that Jesus is the Son of God. Da, cred. Yes, he said, I believe. Crezi că El ți-a iertat păcatele dacă tu crezi? And he said, do you believe that Jesus has forgiven your sins? Da, cred că El îmi iartă păcatele când cred. And he said, yes, I do believe that Jesus can. Tu vrei să te încreștinezi pentru o zi, două sau rămâi creștin toată viața? You want to be a Christian for one day or for the rest of your life? E ca și cum mă întreb dacă vreau să fiu fericit acum și mâine sau restul vieții. And it's like asking me if I want to be experience joy today. Toată viața, predicatorule. Of course, every day of my life. Și a spus, oprește căruța și vino aici. And he said, stop the caravan. Și l-a băgat în apă. And he put him in the water. Și l-a botezat. And he baptized him. Orice convertire se încheie cu un botez. Every conversion, the conclusion is water baptism. Orice convertire se încheie cu un botez. Any conversion, those who come to Jesus need to be water baptized. Deși după botezul în apă urmează mulți alți pași în viața spirituală spre maturizare. And evidently after water baptism there are many steps of walk of faith as we go towards maturity. Dar pentru a scăpa de păcatele care te duc în iad, but for us to escape the sins that condemn us to hell, trebuie să crezi că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. We need to believe that Jesus is the Son of God. Să regreți păcatele care le-ai făcut. To regret the sins that you have done. Și să te botezi în apă ca o mărturie publică că crezi în Iisus. And to make a water baptism to proclaim Jesus Christ as your Lord. Mărturia lui este celebră. This celebrity here. Pentru că el l-a căutat pe Dumnezeu la casa lui Dumnezeu. He sought for God in the house of God. L-a căutat în cartea lui Dumnezeu. He sought him in the word of God. L-a respectat pe omul lui Dumnezeu. He respected the man of God. Și a împlinit voia lui Dumnezeu. And he accepted the will of God in his life. De aceea mărturia lui e celebră. And that is why his testimony. Vă aduceți aminte de următorul bărbat, senatorul? Remember the senator as well. Ăsta era evreu? This he was a Jewish man. Ăsta cunoștea toată legea lui Dumnezeu. And he knew the full law of God, the word of God. El se cunoștea Vechiul Testament și nu putea să înțeleagă cum Dumnezeu o să aducă un alt miel care nu e miel și e om. He knew the Old Testament, but he did not know that God was going to bring another lamb. El n-a putut să înțeleagă că va veni Fiul lui Dumnezeu și va intra în rolul de miel al lui Dumnezeu. He couldn't understand that the Son of God was going to come and take that role of that. Va intra în rolul mielul lui Dumnezeu. That he was going to take that role of that innocent lamb. De dimineață când m-am trezit, this morning when I woke up, soția era lângă mine și eu am avut rolul de soț. And I had the role of a husband. M-am urcat în mașină și am venit la biserică. I got into my car and I came to church. Și am avut rolul de șofer. And I had the role of being a driver. Pe hol m-am întâlnit cu un prieten și l-am îmbrățișat și am intrat în rolul de prieten. In the hallway I met a friend, I hugged him and I became a friend at that moment. Și acum sunt aici în rolul de păstor. And now I'm here as the pastor. Câteva roluri pe care le am eu și pe care le aveți dumneavoastră. These are some of the roles that I have and that you might have as well. Iisus a venit și a intrat în rolul de mântuitor. But Jesus came to take the place of a savior. Ca să mântuiască. For him to save all. În rolul de iertător, ca să ierte. And to forgive and to forgive all. În rolul de miel al lui Dumnezeu, care moare pentru oamenii păcătoși ca să ierte de păcatele lor. And as the innocent lamb of God who came to take upon the sins of the world. Dar Saul nu credea treaba asta. But Saul did not believe this. Și îi băga în închisoare pe toți care credeau lucrul ăsta. And he was putting all Christians into prison that believed. Și în drum spre Siria a avut experiența asta. And as he's making his way to Syria, he had this experience. Dacă ministrul de finanțe s-a convertit prin credință personală și fără să fie constrâns, if the minister came to know Jesus Christ by his own personal decision, senatorul Saul nu s-a convertit prin credință personală și a trebuit să fie constrâns. Saul didn't have that voluntary changing to Christ, and so he needed pressure in his life. Și Dumnezeu l-a frânt. And God came and he broke him. Ca pe Iona în Vechiul Testament. Just like Jonah in the Old Testament. Atât de îngrozit a fost. And he was so distraught. Încât de frică s-a convertit. That out of fear he came to know Jesus. Dumnezeu nu vrea să ne convertim de frică. God does not want us to convert on account of fear. El ne cercetează conștiința și ne cheamă să primim mântuirea prin credință. But he speaks to our consciences and by faith to receive him. Dar precum sunt unii dintre copiii noștri care numai cu, era să zic, cu nuiaua să mă dau de gol, funcționează, tot la fel Saul a fost un astfel de om. But some of our children, they might need some disciplinary action. Paul came to a point in his life where God needed to get his attention. Și omul acesta s-a convertit. And this man converted. Aproape obligat.
almost obliged to do so. Implicat într-o suferință teribilă. And implicated in a strong moment of suffering. Și s-a botezat. And he was baptized. Orice botez, orice convertire se încheie cu un botez. Any baptism or any conversion is water baptism follows. O să închei în câteva clipe. We will close in several moments. Haideți să ne oprim la ofițer. But let's stop at this officer. Omul ăsta cu autoritate, înconjurat de săbii și suliți. This man with authority and so many people under his control. El era un om cu minte, ca și ministru. He was a good man. Saul avea o personalitate foarte puternică și era violent, era un coleric. Saul was very extroverted person. Nu puteai să trimiți un om la el să-i predice Evanghelia, că îl băga în pușcărie. You couldn't send a person like that to tell someone about the gospel because he would have done it away with him quickly. Însă ofițerul era un om blând. But this officer was a kind man. Și pe fondul moralității lui, and on the basis of his morality, Dumnezeu îi spune, tu ai nevoie să afli mesajul Evangheliei. Moralitatea ta nu e suficientă. Jesus says, you need to know the gospel. Your morality is not enough. Apreciez moralitatea ta. I appreciate your morality. Dar tu nu poți fi mântuit pe baza moralității tale. But you cannot be saved on the basis, on the merits of your morality. Pentru că împreună cu moralitatea ta este și imoralitatea ta. Because on the same time of you being a moral person, you are also an immoral person. Dacă eu trec toată viața pe verde și astăzi trec pe roșu și îi spun polițistului, ai domne, fii serios, toată viața am trecut pe verde, ce mare lucru că am trecut odată pe roșu, o să mă ierte? If I was to pass my whole life when the lights were green and one day I come to go against it on the red, am I going to tell the officer I've always been going on green but I've only made one mistake? Să trec pe verde este un drept. To go on the green is my right. Și în același timp o obligație. And an obligation. Să trec pe roșu, nu trebuie să trec de două sau de cinci ori, ci o dată e suficient ca să primesc amenda. I don't need to go one or two or three times, it's sufficient to pass on red one time. Și în vis îngerul i-a spus, cheamă-l pe Petru că el urmează să-ți vorbească. And in the dream, the angel said, call Peter, he will come to preach to you. Când Petru a venit și a început să-i vorbească și toată familia lui era acolo, and when the apostle Peter came and began to preach as his whole family was there, Scriptura ne spune că s-a petrecut o minune. The Bible tells us that a miracle took place. Duhul lui Dumnezeu a coborât din cer și a venit peste ascultători. And the Holy Spirit came upon all those that were hearing. Și atunci Petru pune o întrebare. And then Peter puts a question. Dacă Dumnezeu a confirmat că îi primește prin faptul că le-a dat Duhul, if God confirms that he accepts them because he has poured out his spirit, asta înseamnă că noi putem să-i botezăm chiar dacă nu sunt evrei. That means that we can baptize these people even though they are not Jewish people. Orice convertire se finalizează cu un botez. Any conversion has its conclusion in baptism. Cine crede se va boteza. Those who believe will be baptized. Cine crede și nu se botează, credința aceasta nu este autentică. Those who have faith but are not baptized, it is not authentic. Poți să-ți cumperi de la un store un instrument și să nu fie autentic și să nu-l poți folosi. You can buy from a store an instrument and it can be a non-authentic instrument. O credință autentică face cel puțin două lucruri. But a true authentic Christianity does two things. Te conduce la botez ca o mărturie publică personală. It brings a baptism that is a public declaration of your faith in Jesus. Și schimbă viața. And it changes your life. Băieți și fete, boys and girls, scopul lui Dumnezeu nu este ca voi să faceți botezul acum. God's desire is not for you just to get water baptized. N-am spus bine, trebuie să spun altfel. Let me say it differently. Scopul lui Dumnezeu nu este doar să faceți botezul acum. The scope of God is not for you just to be water baptized here today. Chiar acum trebuie să faceți botezul. You need to be baptized now. Dar de mâine încolo ce să faceți? But what are you going to do tomorrow? De mâine încolo trebuie să vă sfințiți viața. Tomorrow and onward you need to make a life, cultivate a life of holiness. Băieți, trebuie să trăiți în puritate. And you need to live in purity. Să aveți o conștiință curată. And to have a conscience. Să aveți un suflet curat. And a heart that is. Și dacă clean. Se întâmplă să alunecați deodată într-un păcat, vă mărturisiți păcatele în numele lui Isus. And if you sin, to confess your sins in the name of Jesus. Atâta timp cât voi veți trăi, mielul va fi acolo la cruce. So long as you live, there will always be an innocent lamb. Și în numele lui voi sunteți iertați acum și veți fi iertați în fiecare zi dacă prin credință vă mărturisiți păcatele. And in his name you can be forgiven here and tomorrow if you declare the name of Jesus Christ. Scumpi ascultători, dear listeners, sunteți doar niște oameni ca mine și ca noi toți. You are simple people just like me and all of us present here. Cândva am fost niște bebelași.
Once we were children, babies. Mai târziu am avut 10, 20, 30 de ani. And then we began to grow. Astăzi eu am 58. Today I'm 58. Vreau să vă întreb, eu la ce urmează să mă aștept? And I'm asking, what is the next thing for me? Puteți să-mi sugerați câteva lucruri? Can you suggest a couple of things for me? Un bunic a avut un nepot care a graduat la medicină. A grandfather had a grandson. Și era plin de bucurie pentru realizarea lui intelectuală. And he was going to be taking the communion. He was very happy that he was going to partake of this. Și bunicul, pentru că era un om înțelept, and his grandfather being a wise person, i-a pus următoarea întrebare. Put him the following question. Ce urmează să faci? What's the next thing? Păi urmează să practic medicina. And he said, well, the next thing is for me to take the Lord's communion. Și apoi? And then? Adică cum apoi? Apoi. And he said, what do you mean then? And then he told him, what's next after this? Păi cred că mă însor. And he said, well, I think I'm going to get married. Și apoi? And then after that? Bunicule, cum apoi? And he said, grandpa, what do you mean next? Dar ce urmează să faci după ce te însori? What is the next thing after you get married? Păi bunicule, ce fac toți oamenii? Trăiesc. And he said, grandpa, whatever everybody else does, they live. Nepoate, apoi? And he said, grandson, what about next? Întrebările astea insistente și supărătoare These insistent questions that he asked aveau rolul să-l conducă la cimitir. Had the role to guide him to the cemetery. Și să-i spună că indiferent ce faci, and he, to tell him that indifferent of what you do, într-o zi vei ajunge acolo. One day we will all be in the cemetery. Toți oamenii deștepți care au industrializat și tehnologizat lumea noastră. Every intelligent being that has industrialized and created the technology that we have today. Pe toți îi găsiți la cimitir. All of them we can find in the cemetery. Absolut toți. Every single one of them. Nu vreau să vă stric ziua. I don't want to ruin your day. Vreau numai să vă spun că noi amândoi într-o zi vom fi acolo. But one day we will be there as well. Și asta nu-i rău. And this is not bad. Dimpotrivă, este foarte bine. It is actually very good. Dacă în timpul vieții noi îl primim pe Iisus ca mântuitor personal și ne botezăm în apă. If during our lifetime we accepted Lord, our Lord as Savior Jesus Christ and were water baptized. În felul acesta devenim mântuiți. In this manner we become saved. Asta este ceea ce vor face cei 44 astăzi. And this is what these 44 are going to be doing today. Să înainte să închei, mă uit la dumneavoastră și întreb. But before I close, I look at all of you. Este cineva aici care încă nu s-a convertit? Is there somebody here that yet has not converted? Știu că e o problemă privată. I know it's a private problem. Și va rămâne privată. And it'll remain private. Dar lasă-mă să pun o întrebare retorică. But let me put a rhetorical question. Dacă mori, unde te duci? If you die, where are you gonna go? E brutală întrebarea mea. It's a brutal question. Dar nu mai am timp decât să te întreb așa. But I don't have that much time, so I'm asking you this question. Dacă spui mâinile pe piept dintr-unul dintre 2 miliarde de motive, unde te duci? If when you put your hands to rest, where will you go? Nu există Dumnezeu? Is there no God? Da, dacă există. But what if there is a God that exists? Nu există rai și iad? There's no heaven or hell? Da, dacă există. But what if heaven and hell does exist? Ce dovezi ai că nu există? Who says that it doesn't exist? Ai un suflet la fel ca mine. You have a soul just like mine. Mâine probabil că ne vom mai trezi sau nu. And maybe tomorrow we'll awaken or not. Dar ceea ce este necesar să facem chiar acum, but what is necessary for us to do at this moment, este să-i spunem lui Iisus, Doamne Iisuse, intră în inima mea. Is to say, Jesus, won't you come into my heart? Te primesc ca pe mântuitorul meu. Because I accept you as my Lord and Savior. Iartă-mă de păcatele mele pentru că mă mărturisesc ca un om vinovat. Forgive me of my sins because I know I have faltered and I have shortcomings. Și în felul ăsta mă convertesc. And in this manner I convert to you. Și apoi mă botez. And then I want to be baptized. Asta este ceea ce pot să fac eu din responsabilitate pentru propriul meu suflet. This is what I can do because it's my responsibility as it pertains to my life. Am încercat în viața asta să am și eu un rost. I've tried in this life to have a role to play. Dar tot rostul ăsta o să-l las aici și o să plec cu mâinile goale. But every role that I have played here one day will end here. Ca un dușman al lui Dumnezeu sau ca un prieten al lui Dumnezeu. And I will be either an enemy of God or I will be a friend of God. Și doar eu aleg dacă voi fi dușmanul sau prietenul lui Dumnezeu. And only I am able to choose if I'm going to be the enemy of God. În dimineața asta vreau să spun că ești un om ca mine și dumneata. And this morning I want to tell you that we're simple. Și când vei ajunge acolo, nu vei mai gândi ca aici. And when you will be there, you're not going to think like you are here now. Vei vedea o realitate spirituală care nu se vede cu ochiul, dar care se crede prin credință. You will see a spiritual reality that you don't see with your eyes. Omule, but by faith. Iubește-ți sufletul și veșnicia, măcar atât, să te convertești, să-ți primești mântuirea și să te botezi în apă. So love your soul and love your future eternity that will be with Christ and come to Jesus Christ. Acum vom pleca cu ei toți și vom urca acolo în baptistier. We will make our way to the baptism. Și împreună cu pastorii care au roba de
botez, îi vom boteza. And with the pastors that are here, we will baptize them. Și gândește-te că la botezul fiecăruia dintre ei. And think at each and every single one of their baptism. Următorul ar trebui să fii dumneata. You should be one of the next ones. Și dumneata ai greșit și ai păcătuit. And you just like every single one of us. Și dumneata ești un om vinovat. And you are a person. Și dumneata urmează să spui mâinile pe piept și să mergi în fața lui Dumnezeu. And one day you will stand before your maker. Te rog, nu te duce cu păcatele neiertate. Don't go with your sins unforgiven. Că un om vinovat va fi tratat ca un om vinovat. Because a person that is guilty would be. Iar un om iertat va fi tratat ca un om iertat. But those that are innocent by Jesus Christ will be forgiven. Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. May God bless each and every soul. Și harul Său să ne atingă sufletul. And His grace touch our lives. Și să devenim mântuiți prin credința în Isus și prin pocăința față de păcat. And to be saved in the name of Jesus Christ. Amin.